Guvernul a emis vineri 7 august hotărâri pentru schimbarea prefecților din 6 județe, între care se află și Vâlcea, Argeș sau Mehedinți. Numit în funcția de prefect al județului Vâlcea înainte de Crăciunul din 2019, Tiberiu Costea s-a făcut remarcat după ce a impus, în calitate de șef al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, purtarea măștii în spații publice deschise, în stațiile de autobuz, piețe sau la ștrand. Prefectura Vâlcea va fi condusă de azi înainte de tânărul Sebastian Furtat, fost consilier parlamentar al deputatului liberal Cristian Buican. Deocamdată nu a fost adoptată nicio hotărâre cu privire la numirea unui înlocuitor și pentru funcția de subprefect.